Atât dacă se aude și dacă se vede bine, atât până intrăm în direct. Se aude și vă vedem bine. Microfonul acum s-a conectat. E mai bine? Puteți să dați din cap ca să auzim. Da, e bine. Da, da. Se aude și se vede. Noi vă vedem așa mai micuți. Noi cred că ne vedem mai mari. Ne dorim să avem o activitate frumoasă și pentru asta avem nevoie de coeziune, de echipă, să fim prompți, să sugestiile, impresiile, dacă sunt mari, mai bine le dăm spre publicare. Iar dacă ceva este inedit și vreți să străluciți, atunci Doamne ajută în toate. Dacă aveți întrebări, vă rog mult în chat să ne le adresați. O să fim atenți și cu chat-ul. Mai sunt câteva minute în plan organizatoric și intrăm pentru conferința noastră de totalizare pe care o așteptăm de mult. Așa. Nu se aude. Nu se aude. Ne vorbește la mai multe. Nu vreau să aud. Obiectul greu. Asta n-aș fi văzut, aia. Noi suntem în pregătire, acum nici nu e. Nu începe. Da, sunt pregătire încă nu s-a întâmplat. Nu te plec de 3 minute.
Bună ziua și dați-mi voie să fac așa un preludiu, un intro. Noi aici avem un studio improvizat. De când e pandemie, tot în acest studio trăim. Și ne simțim așa ca la Eurovision. Așa este, copii. Voiam să vă salutăm noi și să ne salutați și dumneavoastră pe noi. Să ridice mânuța cei de la Puiucani, bibliotecele din sectorul Puiucani. Și noi vă salutăm. Așa, like-urile. Pe cei de la Botanica. Pe cei din sectorul Râșcani. Sectorul Centru. Telecentru. Ciocana. Care mai rămas? Telecentru s-a zis. Bine ați venit. Ei, și dacă, ziceam, suntem așa ca într-un Eurovision, unde de pe întreg continentul european, noi suntem bibliotecele din sectoarele orașului Chișinău. Vă zic, bine ne revedem la programul de lectură Chișinăul citește, ediția a 18-a, și anume conferința de totalizare în baza cărții UF, ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici, de Ionela Hadâncă. Permiteți-mi să salut întâi de toate prezența doamnei director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD, Mariana Harjevski. Salut întreaga comunitate bibliotecară și, bineînțeles, întreaga comunitate de citori care au reușit să fie parte a acestui program. Și o salutăm la distanță și pe draga noastră Ionela Hadârcă, care ne-a ajutat să adunăm atâția cititori în acest an. Mulțumim pe doamna director, vice-director, director adjunct Elena Putucel, pe scriitoare Ionela Hadârcă, pe invitatul nostru special, sper că s-a conectat, Andrei Perciun, doctor în filozofie, conferențiar universitar, Institutul de Istorie, desigur, pe colegii din filiale, cadre didactice, părinți, bunici, toți cititorii mari și mici. Da, ne-am adunat să vorbim despre o carte care întreg anul a fost un subiect de reflecție, de meditație. O sarcină pentru noi, bibliotecari, un motiv de bucurie, pentru că am avut prilejul să ne întâlnim cu autoarea acestui volum în cadrul Bibliotecii Târgu Mureș și Alba Iulia, și pentru că acest volum, ghid, a devenit o sursă de referință pentru noi bibliotecari, o sursă didactică veritabilă pentru învățători, educatori, un ghid care ne-a crescut într-un fel. Am devenit mai pregătiți psihoemoțional. Am devenit mai bun în ale educației. Și e momentul, așa să zic, într-o campanie electorală, să ne facem bilanțurile, totalizările, să ne spunem gândul, păsul vis-a-vis de acest ghid. Sigur că într-un format în care ne permite restricțiile de astăzi, dar asta nu o să ne încurce să zicem lucrurile care le-am adunat pe parcursul anului 2021. Până a purcede noi această etapă de bucurie, de culesul roadelor, vreau să vină cu un mesaj de încurajare, de salut, de binecuvântare pe doamna pe care o am alături și mă simt mai în siguranță și mai cu verticalitate
pe doamna Mariana Harjeschi, directorul general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD. Vă mulțumesc mult, dragi colegi de aici, de la Biblioteca Târgoviște. Și eu, la fel, mă simt mai altfel, pentru că am reușit să ajung și nu stau distanțată cumva în spatele camerei, în spatele calculatoarelor. Încercăm, într-un fel, să depășim această situație curaj, dar și cu lecturile pe care am reușit să le facem în acest an. Ne place nouă, celor de la Biblioteca Municipală, să spunem tuturor, dar o spunem cu multă mândrie, că programul Chișinău Citește este cel mai longevit program de lectură în cadrul instituției noastre și în cadrul urbei noastre. Acest program reușește de fiecare dată să spună care sunt cele mai bune cărți propuse spre lectură și totodată acest program ne reușește să adune cât mai mulți cititori în cadrul Bibliotecii Municipale. E adevărat, cartea pentru copii întotdeauna aduce o bucurie, aduce și ne adună grămăjoare, de fapt, în jurul ei, iar în acest an a reușit să adune și copii, dar și părinți, surori, frați și, bineînțeles, noi cei de la Biblioteca Municipală ne-am bucurat enorm de mult că am avut această oportunitate de a identifica o carte, de a o convinge și pe Ionela să fie alături de noi, chiar și la distanță, și să simtă pulsul acestui program. Am această bucurie că ne-a reușit și să ne întâlnim fizic, așa în spațiile bibliotecilor, de fapt, dar și în spațiile virtuale și să discutăm despre această carte. Este o carte, așa cum a și menționat doamna directoare, doamna Juc, că e o carte care ne-a educat, e o carte care ne-a, de ce nu, ne-a apropiat și ca semeni, frați, surori, dar și noi ca breaslă bibliotecară, pentru că am avut aproape o carte foarte bună. Și chiar la începutul, debutul acestei ediții, spuneam că această carte cumva ne ajută, într-adevăr, să promovăm și lectura intergeneraționistă, dar și să abordăm și acest aspect al lecturii funcționale. Pentru că se citește împreună cu părinții, se citește împreună cu bunei, se citește împreună frații mai mari cu cei mai mici. O carte care ne-a cultivat așa cultura lecturii. E o zi pe care cumva spunem că e de totalizare, dar și e o zi în care vrem să aducem acele mesaje de mulțumire copiilor, elevilor care s-au adunat în jurul acestei cărți, părinților care au avut întreaga încredere că noi, bibliotecarii, putem propune o carte bună și avem în spațiile noastre, pe rafturile bibliotecii, cărți bune. Și, bineînțeles, să-i mulțumim și Ionelei, într-un mod diferit, că ea a reușit să, așa cum am zis, să adune cititori și să ne ajute să promovăm lectura în Chișinău. Sunt sigură că astăzi copiii au multe surprize pentru noi, sunt sigură că astăzi vor spune acele emoții care le-a adus această carte, le vor împărtăși cu noi, de ce nu, și gândurile, ideile pe care le-au reușit să le învețe, preia din această carte. Voi fi alături de dumneavoastră aici pentru a simți acea emoție pe care au simțit-o copiii, bibliotecarii, învățătorii, educatorii, părinții care au fost alături de noi. Să zicem, să înceapă această aventură a noastră în această zi. Vă mulțumim tare mult, doamna Hacevski, și mă simt așa obligată, ca cu responsabilitatea unui formator, să dau citire agendei. Cred că dacă colega mea, Marta, poate să o transmită și pe chat. După mesajele noastre de salut, ar urma reflecții despre carte cu Andrei Perciun, apoi Teatrul de Păpuși Bibliopicii va face o retrospectivă asupra cărții teatralizate,
jocul cognitiv distractiv, întrebări pentru cititorii steți și momentul de discuții și surprize unde vor fi în joc filialele, scriitoare Ionela Hazirtă către cititor și încheiere. Scrisoare de mulțumire ar fi. Cred că e o agendă bogată, variată, dar dacă o dozăm bine, măsura e sură cu sănătate. Le reușim pe toate. Și acum vreau să-l invit aici pe domnul Andrei Perciun, doctor în filozofie, conferențiar universitar, și întâi de toate să zic cum am avut o micuță așa întreținere cu dumnealui, că l-am rugat să participe, știindu-l cât de bun profesor este, dar și tătic. Dar în loc de cartea U, a citit-o pe ca de-a doua, U-U, așa că dumnealui poate să facă și comparații, dar îl întrebăm din poziția unui părinte, unui cadru didactic, unui filozof și psiholog, ce ne va zice, ce va spune autoarei despre volumul Ghidul Vizat. Vă mulțumim, domnul Perciun, aveți legătura cu noi. Așa. Bună, eu vă salut. Cam oficial această prezentare a mea, doctor, dita mai doctor, în raport cu picii pe care îi văd aici și acum și mă simt așa un pic incomod în perspectiva seriozității statutului pe care îl am eu, dita mai doctor. Dar eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc Ionele Hadârcă pentru ocazia, pentru această lectură sau aceste două lecturi pe care eu am reușit să le devorez în aceste două zile. Sigur că alături de fiul meu, Paul, care... Și uite, din acest punct de vedere, vreau să vă vorbesc nu din perspectiva unui doctor în filozofie, ci mai degrabă din perspectiva unui părinte. Și o să punctez câteva chestii care, într-un mod sigur laconic, care mi s-au părut mie importante pentru statutul meu de părinte, dar și statutul lui Paul, care eventual poate să devină și el un frate mai mare, în vorba aia. Bun, deci la ce aș vrea să punctez primul lucru de la care ar trebui să pornesc un comentariu meu, ar fi lectura în grup. Cartea Ionelei Hadârcă, pentru că despre ea voi vorbi, eu, ca și cealaltă, e o carte pe care ar trebui, care corespunde cu o practică citirii în grup, ceea ce nu prea e prezent în cercurile universitare, cel puțin. Cercurile universitare se bucură de o lectură individuală și singulară. După mine, lectura în grup e o tradiție care trebuie să fie menținută și în cadrul universităților, pentru că lectura în grup corespunde cu așa numitul slow reading sau lecturi lente, iar în cazul lecturii lente și ulterioarelor discuții după respectiva lectură, poți afla mai multe chestii și înțelege și avea o înțelegere mult mai extinsă și mai vastă. E fain că cartea Ionelei Hadârcă o poți citi de la orice pagină, cel puțin așa am făcut-o eu cu Paul și respectiv întrebările la care găsim acolo răspuns sunt apoi puse în discuție și efectiv eu trebuie cumva să vin cu o explicație ce a vrut să spună sau ce a constat acest răspuns. Până la urmă eu mi-am dat seama că fără să vreau am făcut un fel de analogie, poate îndepărtată pentru unii, cu un autor din Renaștere pe care îl cheamă Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli, da, exact, pentru că în cazul în care vorbim despre el, el la fel formulează un, sau scrie, mai bine zis, un ghid, ghid pentru un prinț care urmează să devină prinț și respectiv acesta este o lucrare de sfaturi, de life hack-uri, aș spune. Exact același lucru îl găsim aici. Sigur, nu în privința politică, dar în privința modului în care
Pentru că părintele citește în mare parte și ceea ce am învățat în cariera mea de părinte e că niciodată nu poți să ai un soi de facultate a modului de a fi părinte. Înveți părinte concomitent cu creșterea copilului. Și exact același lucru încearcă să ne-l demonstreze, sau cel puțin eu am citit printre rânduri Ionela. Și încă o chestiune la care m-aș opri ar fi perspectiva personală pe care este prezentă. Uneori prea prezentă, dar asta nu deloc nu strică farmecul lucrării. Pentru că experiența sau acel mod de a vorbi de la prima persoană singular e o chestiune de care unii autori notorii se cam tem. Ei tot zic că, iată, noi, apărându-se după, sau ascunzându-se după un noi impropriu, după un noi abstract. Adică cine suntem noi? Noi și autori și ceilalți autori. Efectiv, aici Ionela își asumă tot ce scrie din perspectiva propriului său subiect, propriul său eu. Și asta, după mine, e o chestiune binevenită. Un alt punct la care m-aș opri este combinația asta faină pe care a reușit-o Ionela între ficțiune, știință, magie și un pic de infantilism. Deci toate explicațiile provin din surse diferite, ceea ce este binevenit pentru că nu există niciun reducționism. Că cartea mea va prelua, de exemplu, o perspectivă magică sau o perspectivă de poveste. Nu, din toate sursele posibile putem preleva o anumită explicație faină și potrivită în funcție de situația în care noi ne aflăm. Ceea ce m-a într-un fel m-a întristat este perspectiva pe care eu, într-un mod ironic și poate un pic caustică, l-a descris Ionela pe Cosmin de Brașov, care s-a transformat într-un lenos, dar care are la dispoziție, sigur, un blog. Ceea ce este binevenit pentru mine ar fi faptul că nu există un personaj bine determinat. Pentru că personajele, de fapt, sunt eu, cel care îi citește lui Paul. Este Paul care află despre cum poate să fie un frate. Nu există un personaj bine definit și asta e minunat. Pentru că copiii sau cititorii devin personajele acestor rânduri. Și, respectiv, de fapt, cartea e despre experiența. Experiența cu care poate fiecare să se identifice și respectiv să se regăsească în unele conținuturi. Ceea ce e fain pentru mine ar fi faptul că Ionela mai scoate încă la evidență unele chestiuni prezente în practica de a fi matur și adult. Mă refer la esența minciunii sau practicile de a spune că nu e bine să faci un lucru, iar în fapt să-l faci. Ce am în vedere? E vorba despre inconsecvența asta de care dau dovadă maturii. Când în judecățile lor de valoare, în judecățile lor, în modul în care ei dau din deget, spun una, dar în fapt fac alta. Și acest lucru, într-adevăr, este văzut de copil și în cazul ăsta tu, în calitate de matur, manifesti o inconsecvență, o ipocrizie. Și ipocrizia asta, sigur că trebuie cumva taxată și de bine ar fi să o taxeze cel care o manifestă. Și încă o chestiune tare faină, și la asta mă voi opri, nu vă mai ocupa nicio clipă, este faptul că, într-adevăr, mulți adulți uită că au fost copii. Și aici, fără să vreau, mi-aduc aminte de instructorul meu de șoferie, care striga la mine de fiecare dată când făceam o greșeală, dar în modul său, pedagogic, sigur. Apoi îmi dau seama că și el la rând, nu s-a născut cu volanul în mână sau știind să schimbe vitezele. Și el, la un moment dat, a învățat să devină șofer. Păi, noi, din păcate, în calitate de părinți, învățăm să fim părinți, dar nu trebuie să uităm că am fost cândva copii. Și la asta vreau să mă opresc și vreau să o felicit pe autoare, pe Ionela Hădârcă, cu o carte atât de faină. Tare mult, domnul Persun, a fost o pledoarie vis-a-vis de acest ghid. Vă mulțumesc încă o dată, știu că v-ați stat orele numai ca să intrați în sesiunea noastră
Și a fost o recenzie bună pentru noi cei adulți, dar de ce nu și pentru copiii mai măricei. Mulțumim tare mult! Puteți să faceți în continuare dacă vă permite timpul. Iar acum noi să ne urmăm agenda. Și e vorba de teatru de păpuși bibliopicii, care o să ne facă o retrospectivă asupra cărții, adică să ne amintim cu toții că mai pe urmă va urma runda de întrebări și răspunsuri, 14 întrebări pentru copii, pentru cititori, isteți. Ca să nu fim învinuiți de nimic, vedeți cum dezinfectăm și trimitem mai departe microfonul. Adriana, te rog. Ce să fac dacă fratele sau sora mea nu este așa cum mi-am dorit? Sunt zile când ți se pare că nimeni nu este așa cum ți-ai dorit. Mama te cicălește, tata ți deconectează televizorul și te trimite în cameră să-ți faci temele, pisica ți-a răsturnat paharul cu apă peste desen, câinele ți-a rost pantoful, iar în astfel de zile, cel mic îți poate părea cu atât mai mult un nesuperit. Soluții sunt și aici. Poți încerca să-l expediezi înapoi la maternitate. De tot, sau cu condiția să-ți fie trimis un alt exemplar. Problema ar fi că peste un timp și acela îți va părea la fel de nesuferit. Poți să-l trimiți la culcare și poate chiar se va duce, dar a doua zi va găsi iarăși o modalitate să te necăjească. Poți să-i dai câte un morcov pe zi. E un leac foarte vechi și foarte eficient, dar trebuie urmat cu mari strictețe, deoarece dacă pierzi o zi, cel mic o ia din nou de la început. Sau îi poți citi descântecul fraților enervanți. Pentru aceasta, trebuie să aștepți până micul ștrengar se duce să se culce, apoi te duci la el în cameră și zici astfel. 7 zile, 7 nopți, 7 saci cu pepencopți, 7 nouri fără ploaie, 7 capre și o oaie, 7 dealuri și munte, fratele meu și sora mea să mă asculte. Este mult mai eficace decât morcovul și la unii are efect chiar din prima. În plus, trebuie să-l citești doar 3 zile la rând și este îndeajuns. Atenție! Morcovul și descântecul au efecte foarte slabe asupra celorlalți membri ai familiei, iar asupra bunicilor absolut nici unul. Mulțumesc tare mult, Adriana. Adriana, fiindcă are o memorie foarte bună, textul ei s-a lipit de ea intact. Mulțumim, Adriana. Și cu ce secvență vine Alexandra? Ce poate învăța fratele sau sora mea de la mine? Când se va naște fratele sau sora ta, vei observa că toți cei din jur o să-l învețe cum să meargă, să stea așezat, să vorbească și mai târziu să tacă. Specific adulților, uită să învețe copiii ceva cu adevărat important. Dacă încă este bebeluș, atunci trebuie să-l înveți pe fratele sau sora ta unde este nasul. Deoarece atunci când va ieși afară, o mulțime de doamne mai tinere și mai vârstă o să tăvărească cu întrebarea. Frumușel, mititel, da unde-i nasul? Și în acel moment, toți picii din întreaga planetă au trăit o rușine enorm de mare. De ce? Pentru că nimeni nu i-a învățat această chestiune de bază. Iar cei care încă nu o cunosc, așa și trăiesc până acum. Își bagă nasul pe unde nu le fierbe oala. Apoi, trebuie să-l înveți câte degete au. De ce credeți că bebelușii își sub degetele cu atâta îndrăgire? Ei încearcă să le numere și nimeni nu-i ajută. Un alt lucru la fel de important este cum se fac bulele de săpun. Acesta este ca mersul pe bicicletă sau în notul. Înveți odată și îți prinde bine pe toată viața. Un lucru de bază este la fel și cum se desenează cu creta pe asfalt. Cunosc bătrâni care până în ziua de astăzi consideră că această cretă te ajută numai ca să scrii pe tablă. Însă o viață în care nu ai desenat o cămilă cu cretă pe asfalt este o viață trăită aiurea. Un lucru la fel de important pe care îl poți învăța pe fratele sau sora ta este cum zboară avionul de hârtie. Pe nimeni nu mai interesează un avion în adevărat în ziua de astăzi. Însă un avion făcut iscusit din hârtie. Când ați mai văzut ultima dată? Apoi, trebuie să înveți neapărat cum se uită prin binoclu. Pentru acest lucru nici măcar nu-ți trebuie un binoclu real.
poți lua orice tu, de la cutia de pop sau o revistă strânsă sur. Prin același tu poți cânta și la trompetă. Iar apoi trebuie să înveți cum să ducă jucăriile la culcare. Cu toții cunoaștem că după joacă toți copiii își lasă jucăriile împrăștiate prin cameră. Însă un ursuleț așezat în cutia cu pantofi și învelit cu fular stă mult mai bine. Iar după aceea trebuie să înveți cum să arunce cu pietricele în lac, cum să miroase o butuie și cum să țină o buburuză lună fără să o scribească. Și apoi cum să-și lege cireturile. Iar dacă le poate face pe toate, atunci este deja mare. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Alexandra! Ia să văd, Alin, ce ai înțeles tu din acest ghid? Ei, am înțeles că picii sunt ca și bunicii, buni de dezmerdat. Am realizat la ce ne trebuie frați și surori, vă zic eu, ca să-i facă pe părinți mai ascultători. Dacă ai acasă un mic pârcios ce-ți întoarce viața pe dos, mai bine l-ai învățat cum să-și lege șireturile. Dar atenție, ferește-l de pericole, de balustrade înalte, de lacuri înghețate, de cuți și obiecte străine, de stat mult la calculator. Pe urmă puteți să pictați o necuvântătoare, apoi să mirosiți o floare și mai apoi veți fi cei mai dezvoltați, ingenioși, frați și surori, cu bunici și părinți înfloritori. Mulțumesc, mulțumesc, bravo, bravo, copilașii, nu de aceea că sunteți ai noștri, dar sunteți chiar foarte buni. Ce a rămas, a trebuit să transmite ei. Am înțeles ce este un ghid și ce valoare sentimentală are. Îl poți citi împreună cu familia, îl poți învăța și apoi discuta, mai apoi chiar aplica. Din cel mic se face o mare, din bunici faci niște pici, din surori faci niște flori, din frățiori comori, din cosițe scoți secrete, din morcovi vitamine pentru bebe mufturoși. O minciună mică poate fi și bunicică, iar puțină plictiseală să când strică. Hai să spunem mulțumesc, doamna scriitoare de la Hadâncă, vă iubesc! Da, mulțumesc! Așa, mulțumesc tare mult! A fost teatru de făcuși bibliopicii cu micuța în scenare în baza cărții. Sper că doamna Ionela Hadâncă a rămas, da, ne arată și dumneavoastră like. Eu care în tot textul văd dramatizare și în scenare, când a fost maratonul lecturii, lectură selectivă, mă gândeam, audiind, dar cum voi face, oare din, va fi pus în scenă? Uite, s-a găsit cum, pentru că nu e doar un ghid care stă la șase, e literatură artistică, dar și un ghid științific poate să nu fie atât de aspru, da, rigid. Mulțumesc și acum să procedem la întrebări, să vedem cât de bine am citit textul. Anunț condiția. Am aici un panou pe care sunt scrise toate filialele. Cel care știe primul răspunsul se ridice mânuța. Noi o să vedem cât de corect este răspunsul vostru și o să primiți aici bipe. Cel care iese cu cele mai multe puncte, fiecare să aibă grijă de cititorul său. E bună, Panda! Hai să începem! Dacă putem partaja ecranul cu F5 și să vedem prima întrebare, care o citește Adriana. Voi acolo a amestecat puțin foile, dar să vedem. Okay. Așa, cine știe? Cum își cer toți bebelușii mâncarea? Cine e gata? Marta, vezi? Plâng.
Plâng? Repetați, vă rog, întrebarea. Cum își cer toți bebelușii mâncarea? Plâng. Ei plâng și prin asta dovedesc că ei vor să mănânce sau ceva de genul. Plângând? Da, acesta este răspunsul corect. Târgu Mureș. Mulțumim, Târgu Mureș. Bine, a doua întrebare este: cu ce trebuie să fii atent în apropierea bebelușilor? Ce? Dar nu apare pe panou. Cu lucrurile mici. Lucrurile mici. Cu lucrurile ascuțite. Este corect. Și mici și ascuțite. Târgu Mureș. Da. Da. A primit. Că mai avem întrebări. Până la uhu. Hai. Ce trebuie să faci să răspunzi să ce se enervează sau pur și simplu se poiește ca un titirez? Ce trebuie să faci când bebelușul se enervează? Să liniștești? Să fii calm. Să joci cu el. Să iei în brațe. Să-l decât. Să te joci cu el. Mai închideți Târgu Mureș. Microfon. Da, da, s-o pui. Și altora voie. Da, Târgu Mureș, da? Altă întrebare. Următoarea întrebare este: pentru ce folosim bețele afară? Pentru ce folosim bețele afară pentru că copiii iubesc când nisip să se joace cu bețele. Cine a zis? Care filială? Mihai Eminescu. Centru Academic Eminescu. Mulțumim. Avem alt fel de panouri, de butoane, așa că vom tolera. A doua întrebare este: ce fel de sunete îi sperie pe cei mici? Aspiratorul. Cine a zis primul, Marta? Donici. Donici. Eu am deschis. Măi, ce competitiv suntem. A doua întrebare este: când este baba clanța fermecătoare? Când baba clanța este fermecătoare? V-am prins? Totdeauna. Totdeauna, asta îmi place. Șampon? Când se spală cu șampon? Când gătește o igienă bună, sau când își gătește o igienă bună? Am auzit-o corect, Marta, ești mai aproape. Când gătește un gel bun pentru... Voi mai răscoliți prin cărți, înțeleg eu. Când își dă gelul de ăsta pentru articulații. Cine a zis? Maria Dragan? Da. Dragan? Da, Dragan. Dragan, nu-i Ludmila Odobescu și pe voce. Nu, răspuns că când se spală cu șampon. Când se spală cu șampon, eu nu știu asta din carte, așa detaliu. Asta voi eu, n-am scris, dar e adevărat. Și când spală cu șampon. Când își face cremă pentru riduri. Cremă pentru riduri. Exact. Ce nu au voie să facă micuții în Polonia? Nu au voie să scape înghețată pe jos. Nu au voie să plângă noapte. Nu au voie să plângă noapte. Pentru Eminescu să răspundă? Hai, zic o dată. Nu au voie să plângă noaptea. De ce într-o Academie Eminescu am auzit? Hai, Nicoleta. Nu au voie... Mai sare. Nu au voie să scape înghețată pe jos, nu au voie să plângă noaptea, nu au voie să... Vasilvania a spus prima. Nu au voie să plângă noaptea.
Trei ore repetam. Trecem la următoarea întrebare. Nu ne pomenim ca niște spune. Dar nu sunt duet mai aproape. Vă apropieți. Următoarea întrebare este: cum îți ajuți fratele sau sora atunci când acesta se ciocnește de situații neplăcute? Când se ciocnește cu situații necunoscute, trebuie să vorbim cu micul bătăuș care a început situația, care a început la ceartă, sau sunt cazuri că trebuie să spunem și la părinți, la mai maturi. Răspuns corect. Bine. Să-l săruți. Următoarea întrebare. Ce îi poți spune fratelui sau surorii tale atunci când acesta este plământ? Taci și înghite. Corect. Cine a zis? Alba Iulia. Taci și înghite. Taci și înghite. Așa, altă întrebare. Ce trebuie să învețe un bebeluș prima dată? Cuvântul mamă. Mamă, să meargă, să gândească, să mănânce. El trebuie să învețe unde este nasul. Iar ce îl întreabă? Eminescu. Gata, gata. Nu ne mai facem, gata. E doar un brainstorming. De ce vor frații și surorile mai mici animale de companie? Ca să le îngrijească. Ca să aibă un prieten. Ca să aibă un prieten. Ca să aibă un prieten. Ca să fim un cor de grospuți și să nu înțelegem nimic. Cine a fost? Care filial? Alba Iulia. Alba Iulia. Alba Iulia. A mai rămas? Dar un ce întrebare mai este? Hai. Ce fac cei mici imediat după ce se nasc în Polonia? Își plâng. Și stau pe scaun până ce cresc. Exact, corect. Bine. Asta a spus data trecută. Nu poate să se naște și până pe scaun în primul. Unde îți poți păstra obiectele proprii și jucăriile ca să nu le găsească cei mici? Locuri cât mai ascunse, cât mai înalte de la... Bine, locuri cât mai ascunse. Cine este? La Târgu Mureș. Locuri cât mai ascunse. Bun, bun. Ia uite ce parcă suntem la un târg și se dau cu ciocolată. Ce ne putem umple timpul pierdut în fața calculatoarelor, telefoanelor? Putem să desenăm, să ne plătești. Ne bucur. Cu cine? Citind. Putem să desenăm, să citim, să mergem la plimbare. Mergând cu bicicleta. Roman, permanent, nu înțeleg. Eminescu și încă s-a mai auzit. Aveți grijă ce vorbim. Mulțumesc tare mult. Iată așa, într-o așa furtună frumoasă, am ajuns la final. Iată, vă arăt aici, Ludmila, poți să ne faci bilanțul. Cele mai multe întrebări, răspunsuri corecte la întrebări sau cei mai rapizi au fost Eminescu, Centrul Academic Eminescu a câștigat. Centrul Academic Eminescu. Urmat de Târgu Mureș. Târgu Mureș. Alba Iulia. Alba Iulia. Și câte un vot, Dolici Dragan. Dolici Dragan. Și Transilvania. Transilvania. Se vede. Cred că toți poate ați știut răspunsul, dar aici e vorba și de viteza cu care reacționăm. Iar alții, dacă își țineau microfonul deschis. Bine, eu vă mulțumesc pentru participarea la acest joc și acum să procedem la celălalt punct din agenda, evoluează filialele.
Și prima în scenă o chem, așa după cum am fost contactați, în așa ordine și i-am aranjat. Și ar fi Biblioteca Hristo Botev cu doamna învățătoare Elena Farabara, învățătoare la clasele primare liceul teoretic George Meniuc, însoțită de elevii. Cuceruc Ariadna, Pogornilă Vlad, Plotnicova Maria, elevii în clasa 4D. Ei, m-am hazardat să citesc numele de familie, sper că n-am schimonosit niciuna. Vă rugăm, doamna profesoară. Vă mulțumim! Bine v-am regăsit, dragi cititori și urmăritori fideli ai cărții U. Astăzi vă transmitem o îmbrățișare virtuală din Biblioteca Liceului Teoretic George Meniuc. Stimată doamnă Hadârgă, vă mulțumim pentru ceea ce ați depus-o la scrierea cărții, pentru răbdare și iscusință în creșterea copiilor Florin și Dan și pentru sfaturile utile din experiența voastră. Uf, nu este doar... Liceul George Meniuc, reprezentanții filialei Hristo Botev au fost foarte prompt și exact în țintă. Vă mulțumesc! Iar acum îi rog pe cei de la Alba Iulia cu participantele, sunt mai multe petiții, cu surprize, cu poezii, Neli Balta, Adelina Rusu, Cebotar, Milena. Vă rugăm! Bună ziua tuturor! Bună ziua! Stimată doamnă Hadârcă, vă salutăm cu drag și vreau să vă spun că ne amintim cu o mare plăcere de întâlnirea care a avut loc în ograda bibliotecii, o gradă spațioasă, unde au participat cititorii de la filiale Alba Iulia, Târgoviște și Belinski. Vă mulțumim pentru frumoasele momente ce ne le-ați lăsat și le-ați oferit copiilor. Și acum am alături trei domnițe care vă vor spune impresiile după ce au citit cartea UF, Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici. Poftim! Salutare tuturor! Suntem elevi curioși și ambițioși din Liceul Teoretic Onisifor Ghivu, clasa 4C. Chiar din clasa 1, doamna învățătoare ne-a făcut cunoștință cu Biblioteca Alba Iulia. Ea este prietena noastră cea mai dragă, împreună cu bunii noștri bibliotecari. Iar cei mai devotați prieteni noștri sunt cărțile pe care ni le prezintă și ni le îndeamnă biblioteca să le citim. Da, da, citim mereu! La școală și acasă, dimineața și seara, pe timp de soare, de ploaie, dar și pe timp de pandemie. Da, da, chiar în pandemie am avut prezentare de carte, cartea UF de Ionela Hadârcă. Bună ziua, stimată doamnă Ionela Hadârcă! Ne-i drag numele dumneavoastră, cartea, dar mai ales conținutul ei. Și cel mai interesant este că această carte reprezintă un ghid. Nu unul despre plante, nici despre o limbă străină, nici despre arta gătitului sau tehnica desenului, ci despre cum să devii un frate bun sau o soră fericită. În această carte am găsit toate răspunsurile la întrebările care m-au frământat, înainte ca să apară al doilea bebeluș în familia noastră. Sunt așa de bucuroasă că fratele meu a apărut din dragoste și că semnalul dragostei a ajuns în cer și a coborât cel mai frumos bebeluș în familia noastră. Și cât de interesat apare pe lume, cum zice Ionela. La început sunt cât un ochi de furnică, apoi cât un bob de orez, care crește fiecare secundă, până când devine un mic omuleț de mărimea palmei tale. De aici, el începe să prindă la puteri, până vine momentul să iasă în lumea mare.
Frumos sunt frățiorii noștri, dar mai frumos este atunci când pe la vârsta de la un anișor poate izbucni în plâns din motive absolut dramatice. Fie ca să rup biscuitul în două, că mama nu lase să lingă cola colbiceului, că s-a spart balonul, că a scăpat un bon de plată în băltoacă, că tata nu-i dea voie să guste din berea sa, că sunt stafii din chiflă, că nu sunt stafii din chiflă, că nu poate desena pe pereți, că nu poate aduce topoganul acasă. Motive sunt infinite! Cert e că toată lumea râde mai des decât plânge și asta e bine. Deci, o fi o carte adevărată despre un băiat sau fată apărut pe fir de nor, din dragoste și cu mult dor, bebeluși în toată firea, care îți schimbă și gândirea. Mamei, tatei și bunici, ba și mie, cum s-ar zice, visul devine realitate, fie soră sau un frate, viața capătă culoare, zâmbet, dragoste, valoare. Ionela, îți mulțumim! Talentată, precum știm, cu umor fin ne-ai descris, realitate, nu un vis, care merită citit, explicat și răspândit și crescând, noi așteptăm alte cărți, noi provocări. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Mulțumesc mult, mulțumesc, cumpere, vă cuprind. Cu mare drag. Foarte frumoasă. Evoluarea voastră, ați fost adunate, expresive, cu mină teatrală. Doamna Maria Buză, vă mulțumim pentru organizare, fetelor pentru evoluare. Dacă ar fi să punem note, am pune pe linie, fetelor, arătați 10 și adorul. Iar acum mergem mai departe și până mergem mai departe, mi-a plăcut doamna Ionela Hadârcă, cum fetele au omis pronumele de politețe și au zis Ionela, vă văd o soră mai mare, așa care îi îndrumă, șăgamnică această trecere de așa ca la de la copil la matur. A fost interesant. Bravo pentru poezie. Iar următoarea bibliotecă este Nicolae Titulescu. Am înțeles că e mămică a doi copii, cea care va fi în fața noastră și e psiholog pe lângă toate. Mai sunt și niște, sunt două familii care au promovat pe parcursul anului cu sârbie această carte. Vă rugăm! Salutare, prieteni! Cartea 8 m-a învățat pe mine și pe surora mea să ne înțelegem mai bine și să știm mai multe unul despre altul. M-a ajutat ca eu să aflu de ce sora mea are atâtea de multe mopturi și sora mea m-a învățat să mă înțeleagă mai bine și să fim mai prietenoși și nu cu altul, să ne jucăm mai mult prin parcuri sau acasă. Da, într-adevăr, cartea 8, o perioadă de timp a fost cartea noastră de căpătâi. A fost peste tot locul cu noi, într-adevăr și pe mine ca părinte, chiar dacă sunt părinte, această carte ne-a învățat să nu uităm că am fost și noi copii. Îi mulțumim mult autoare Ionela Hadârcă, îi dorim multă inspirație în viitor și mult succes! Și eu vă mulțumesc și să nu plângeți. Plângeți cât mai rar, numai atunci când chiar tare, tare trebuie. Da, da? Fările! Da, vă mulțumim mult! Mai este cineva de la Biblioteca Titulescu? Am aici mai multe nume. Gogu Nadejda a fost, bănuiesc, psiholog, iar Gori, Victoria, Dragoș și Ieremia, membrii familiei. Gogu Nadejda sunt eu, nu știu dacă mă vedeți, mă auziți. Auzim și nici nu chiar vedem. Vă rugăm, dacă se poate, când nu se vede, nu se aude. S-a întrerupt ceva sau problema e la noi? Cred că s-a întrerupt
și am putea reveni. Doamna Nadejda, ne auziți? Nu, da? Sau noi nu suntem auziți? E bine, cred că trecem. Eu vă aud. Da. Nu știu dacă... Eu vă aud. Atunci vorbiți-ne. Dar mă auziți pe mine, da? Acum da, doar nu vedem. Bine. Încerc să rezolv, deși... Se întrerupe, da? Iată, acestea sunt riscurile întreținerii noastre pe platforme online. Da, se poate să revenim timpul nostru prețios și unde vrem să umplem cu de toate. Cred că chem următoarea bibliotecă, Ovidius, Mămăligă, Mihaela, Bulat, Victoria, Migaia, Lina, elevi la liceul Mihai Viteazu. Bună ziua! Noi suntem de la filiala Ovidius, sunt citoarele acesteia. Numele meu este Mihaela Mămăligă. Citind această carte, am înțeles mai bine pe sora mea mai mare, Nicoleta. M-am găsit în carte deoarece eu mereu am fost cea mică din familia mea și ea mereu îmi acordau multă atenție, iar bunicii mă dezmedau în mod foarte ciudate. Îmi place ca autoarea, ne-a dat niște sfaturi hazâi, dar în același timp adevărate. Totodată, ea ne explică cum apare un copil, ce mănâncă, de ce plânge și multe alte. Autoarea este sinceră la subiectul în care apare un copil pe lume. Ea este așa deoarece părinții nu au curajul să explice micuților cum se petrece acest proces. Ni se explică și de ce trebuie să împărțim totul cu bebelușă. Autoarea vine cu un răspuns convingător, deoarece părinților îi frică de prânzetul micuțului și ne spun nouă să cedăm pentru că suntem mai mari. Cu toate acestea, nu trebuie să facem ceea ce nu vrem, așa că avem câteva opțiuni care putem alege. Acestea sunt doar câteva subiecte ce abordează Ienea Hadârcă. La final acestei cărți, Ienea Hadârcă ne spune să ne mulțumim de tot ceea ce avem în viața noastră. Bună ziua, mă numesc Bulat Victoria și am 13 ani. Eu am citit cartea U și ca un copil mai mare mi-am făcut și o impresie despre această carte. Mi-a plăcut modul în care scrie doamna Hadârcă și cum răspunde la toate întrebările foarte des gândite de copii, într-un mod înțeles de toată lumea. Mi-a plăcut capitolul denumit Ce să fac cu bunicii, deoarece am văzut că teoria în care zic că bunicii preferă mai mult copii nepoții mai mici este adevărată. Este ca și cum am prefera o jucărie mai nouă decât pe cea veche. Asta face parte din gândirea noastră și este normal ca așa bunicii să gândească. Mi-a mai plăcut capitolul De ce se tem frații și surorile mai mici, fiindcă mi-a adus aminte de ce mi-era mie frică. Când eram mai mică, mi-era frică de imaginile cu monștri, mi-era frică de țestoase și de zgomotul produs de mixer. Adică de niște lucruri banale. și am fost foarte bucuroasă pentru că am descoperit că nu eram singura. Bună ziua, mă numesc Alina și am niște impresii referitoare la cartea Ionela Hadârcă. Pot să spun că cartea mi-a atras foarte mult atenția, are niște faze hazălii, explică multe lucruri care de obicei nu au fost să ne explice și copiii sunt furioși. Cum noi la fel, când eram mai mici. Mai am fascinat foarte mult două capitole, cum se numește, de unde se iau mofturile. Mi-a plăcut că dumneavoastră ați
Le-ați spus și o parte despre ce avem noi în corp, adică glandele. Și le-a explicat copilul mai mici și nouă copilul mai dacă nu știam, de ce avem emoțiile acestea și de unde ele se iau. Mi-a mai făcut alt capitol, va trebui să împart cu bebelușul tot ce am. Da, așa este răspunsul meu, eu cred, dar dumne, ei ne arată că există mai multe moduri cum am putea să facem acest lucru. Am fost impresionată că părinții mie se tem de frânsul foarte meu mai mic cu 10 ani. Deci acum înțeleg de ce eu, fiind cea mai mare din familia mea cu 3 copii, trebuie să am meu grijă de cei mici și să merg să dau ce voie, deoarece eu știu ce înseamnă să împart. Mi-a plăcut și povestea, lui Cosmin. Am încercat să spun fratelul meu mai mic și pot să spun că cât de cât m-a ajutat să nu mai facă moftă. De acum este el un copil așa mic. Mi-a făcut, o face așa moftă, dar puține. Eu cred că dumneavoastră aveți un talent foarte mare și vă rugăm în punctul de la video să mai continuați să scrieți cărți. Mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte plăcut. Mulțumesc, fetelor! Noi vă mulțumim. Au fost elevele de la Mihai Viteazu, reprezentantele filialei Ovidius. Frumos, fetele, am remarcat una din fetițe, a făcut-o așa pe criticul literar, ca o exigeză, când a zis că mi-a plăcut cum autoarea a fost sinceră la capitolul de unde vin copiii. Și, în general, eseul era așa construit pe o tonalitate gravă. A fost interesant. Bravo! Din momentul ăsta pot să zic că ne ținem bine de agendă și urmează următoarea, iertați împleonasmul, tautologia, următoarea bibliotecă o să fie Târgu Mureș. Bună ziua, doamna Hădârcă! Mie mi-a plăcut această carte, deoarece eu am învățat să înțeleg copiii mai mici, să înțeleg de ce plâng, de ce au mofturi și, de pildă, cu ce mănâncă, cum cresc și mai mult și multe altele. Bună ziua, Ionela Hădârcă! Ionela, vă mulțumesc foarte mult pentru scrierea acestei cărți. Mie am înțeles multe secrete, taine ale bebelușilor și după citirea acestei cărți am început să mă comport mai frumos, mai politicos cu frații mei mai mari. Am înțeles de ce poartă fetele cosițe și de ce se tem frații mei mai mici. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Da, fetițele, foarte bine! A fost scurt pe doi, prompt, ați reușit, v-ați salutat și cu doamna scriitoare, ați evoluat. Au fost liceenele, nu știu de la care liceu, dar sunt cititoarele bibliotecii Târgu Mureș. Mai departe, păstrez și eu lista, după cum s-am înscris, ar urma biblioteca Adam Mickiewicz, care ar veni cu o poezie, dar și cu o creație executată din plastilină. Și cred că o să o apropii de cameră ca să o vedem noi în toată splendoarea ei. Vă rugăm, Madame Mickiewicz! Unde Mickiewicz găsește? Nu se aude? Nu aveți microfonul conectat? Vă rugăm mult! Îi cerem scuze! Da. Bună ziua! Bună ziua, Svetlana! Pani, vă salutăm de aici, de la Biblioteca Polonei și transmitem salutările noastre direct în Polonia la doamna Ionela. După cum știți, în filiala noastră, cartea a fost parțial tradusă fie în rusă, fie în limba polonă pentru întreaga comunitate și pentru utilizatorii noștri. Acum urmează o surpriză din partea Iulianei, care este cu origini poloneze și este o cititoare a bibliotecii noastre și are o poezie în limba rusă, ca să fie mai clară pentru toată lumea. Здравствуйте! Это стихотворение написала моя мама. Я теперь все понимаю. У славной пани Ионелы
Нет фантазии предела, что легко все описать, разъяснить и рассказать. Гид ее я обожаю, с ним теперь все различаю. Эй, родитель, не хитри, ну-ка правду расскажи. Аист, как же, из капусты раните мои вы чувства, зная, откуда дети, тайны больше нет в свете. Понимаю вдруг, откуда появляются причуды, отчего каприз, хандра, гид, подсказчик мне всегда. Подрастет моя сестричка, обо всем ее спрошу. Что совет там? Блещут звезды. Как там в тучках наверху? Așa, mulțumim și mai avem încă o cititoare de-a noastră, Anastasia, care a pregătit o scenetă, a modelat o scenetă în plastilină. Bună ziua! Mă numesc Colesnica Anastasia. Astăzi vă voi prezenta o mică scenetă din plastilină, de unde se iau bebelușii. Dacă o vei întreba pe bunica, ea îți va spune că bebelușii sunt aduși de o barză. O barză grațioasă, care duce în cioc un coș cu un bebeluș legat cu o fundă albă. Astăzi berzele s-au cam alintat pentru că au fost incluse în cartea roșie și nu mai duceau nimic în cioc mai mult de un kilogram. Dacă întrebi un agricultor, el îți va spune că bebelușii cresc în varză. Între timp, oamenii au infectat solul cu pesticide și nu mai creștea niciun bebeluș în varză. Ea este doar o simplă legumă care o punem în ciorbă. Dacă întrebăm un agent de vânzări, el îți va spune că sunt magazine specializate din care îți alegi catalogul cu bebelușul dorit. Farmaciștii spun că totul depinde de pastila roz pentru băieți și pastila albastră pentru fete. Dar acum toate s-au schimbat. Oamenii au rămas la unica metodă care nu dă greș niciodată, la dragoste. Deci, când doi oameni se iubesc și vor să aibă un copil, ei spun cuvinte frumoase, tandre, se sărută, se mângâie, până când dragostea lor ajunge până la cer. Și așa apar bebelușii. Vă mulțumim! Super! Mulțumesc frumos, fetelor! Minunat, minunat! Noi vă mulțumim, Svetlana, și bravele fetițe! Și poezia a fost foarte interesantă, o epigramă, un calambur. Și ceea ce ai făcut tu din plastilină, chiar a fost o operă de artă. Bravo! Foarte interesant și inedit! Mergem mai departe și ajungem la Alexandru Donici, o fetiță mică și un cititor activ. Bună ziua! Noi aici de la filiala Donici împreună cu elevii Liceului Creangă vă salută, vă spunem mulțumesc și ofer cuvântul la Ameliei. Bună ziua! Mă numesc Strășca Amelia. Sunt elevă în clasa 3 de Liceul Teoretic Ioan Creangă. Stimată doamnă Ionela Hadârcă, vreau să vă aduc sincere mulțumiri pentru acest ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici. El m-a ajutat să înțeleg mai bine surioara mea, dar și pe mine însumi. Și totuși am ajuns la concluzia că nu există nicio rețetă care să te facă o soră perfectă sau un frate bun. Și nici nu e nevoie, pentru că e minunat anume așa, calități bune și mai puțin bune. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Am recomandat cu drag acest ghid prietenilor și verișorilor mei și abia aștept să dați naștere unei noi capodopere.
Clasa a treia D, în liceul teoretic Ion Creangă, vă felicită cu această frumoasă creație și vă dorește mari succese. Ne mândrim enorm de mult că vă cunoaștem. Și eu mă mândresc. Mulțumesc frumos. Ai înțeles foarte bine cartea. Mă numesc Ovalie Belina, clasa 3 de liceu teoretic Ion Creangă. Dragă doamnă Ionela Hadârcă, pe mine, cartea m-a ajutat să comunic și să-l înțeleg pe fratele meu mai bine. În timpul lecturii m-am amuzat și m-am bucurat. Părerea mea este că frații și surorile noastre sunt cele mai frumoase daruri din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult pentru această minunată carte. Mulțumesc mult! Okay. Bună ziua, mă numesc Butmaru Matei, clasa 3-a D, sunt din liceul teoretic Ioan Creagă. Cel mai mult din cartea dumneavoastră mi-a plăcut cum se nasc bebeluții. Mai întâi, ei stau pe un nor. Cel care strigă cel mai tare, având de pe un fulger, îmburtă la viitoarea sa mamă. Okay. Vă mulțumim pentru cartea care ați scris-o. Și eu vă mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Bâlba Valeria, din liceul teoretic Ion Creangă, clasa 3-a D. Dragă Ionela Hadâncă, mi-am dorit să vă impresionez ilustrând coperta cărții dumneavoastră. Fantastic! Bravo! Foarte frumos, bravo! Deoarece m-a inspirat foarte mult și am vrut să o prezint. Vă mulțumesc pentru că ați făcut așa o carte minunată. Și eu vă mulțumesc. Înțeleg că toți au evoluat, da? Vreau eu câteva cuvinte, dacă se poate. Da. Că nu mi-a reușit din cauza problemelor tehnologiei. Sunt Nadejda Gogu, psiholog și reprezint filiala Titulescu și vreau să aduc și eu sincere felicitări și mulțumiri autoarei Ionela Hadârcă pentru cartea UF, care a reușit să capteze atenția și să ne ofere niște informații destul de accesibile. Vreau să zic că am un parteneriat foarte bun, atât profesional cu filiala Titulescu, dar și personal, deoarece copiii, mai să zic, acolo cresc și iată, au descoperit această carte și împreună am lecturat această carte și oarecum am tins să le ofer informații și colegilor, să zic, colegilor psihologi, că am găsit această carte accesibilă, având informație foarte bună, să zic, ca să recomande părinților. Există diverse dificultăți, să zic, în comunicarea adulți și părinți și de aici această carte vine într-o metodă socratică, să zic așa, să pună toate cap la cap și să ofere răspunsuri, anume această metodă prin întrebări și răspunsuri prin care oferim copiilor răspunsuri la întrebările cele mai dificile, care ca adulți uneori nu le găsim aceste răspunsuri. Vreau să recomand această carte atât părinților, sistemului familial, că familia este primul grup, să zic, social în care se trezește copilul, ulterior educatorilor, învățătorilor, profesorilor, celor din sistemul educațional și vin cu mesajul că această carte într-adevăr educă și nu încurcă. Mulțumesc foarte mult!
cele bune. Mulțumesc, doamna Gabă, mulțumesc din suflet. Da. Se poate să vorbesc și eu. Bună ziua, onorată asistență, mă refer la toți copiii, în primul rând, care sunt prezenți aici, la toți colegii mei bibliotecari. Liliana Joc, mulțumesc că ai început acest maraton cu ajutorii de alături de tine și, desigur, bună ziua, Ionela, mă bucur foarte, foarte mult să te revăd. Vreau să-ți spun că ecourile cărții tale sunt vii, mai sunt vii încă și cred că vor urma. De fiecare dată când un cititor întoarce cartea, o aduce la bibliotecă, eu neapărat întreb, păi cum? Cum ți-a părut? Am avut un singur răspuns, că eu nu mai vreau să am un frate sau o soră, pentru că am un frate acasă care tot timpul mă bate. În rest, toți, majoritatea copiilor spun că eu mi-am rugat părinții să-mi mai nască un frate sau o soră. Da! Te amintești, eu am zis că datorită cărții tale natalitatea Republica Moldova va crește. Mie îmi pare că asta chiar se întâmplă. Foarte mulți copii recunosc sincer că au învățat niște lecții. Ei deja știu cum trebuie să se comporte cu frații și surorile mai mici, dar chiar mai mult, ei știu cum să se comporte cu bunicii, nu bunicii cu ei, dar ei cu bunicii știu cum să se comporte. Deci ai adus pe lume o carte care a schimbat foarte mult mentalitatea atât a copiilor cât și a părinților lor. Eu, în numele tuturor care au citit cartea, cei de la Biblioteca Târgu Mureș, nu am de Chișinău, vreau să-ți spun mulțumesc la mai mult și la mai mare și să știi că de fiecare dată vei fi binevenită aici la noi la bibliotecă, dar sunt sigură că în toate bibliotecele. Eu îmi cer scuze pentru un timp, am dispărut din fața ecranului, au fost 4 domnișoare foarte ocupate, care trebuiau să meargă la alte activități. Nu puteam să nu le conduc, să le spun mulțumesc. Apropo, una din ele vrea să devină președinte de țară, dar să știți lucrul ăsta, avem o candidatură, alta vrea să devină un model foarte renumit și dacă au așa activități, am zis că nu pot să refuz eu unei viitoare președinte de țară. Lasă, ducă. Și am venit în locul lor în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc din suflet, doamna Stăiu. Mulțumesc din inimă. Eu vă mulțumesc, doamna Stoianu, pe lângă aceea că sunteți o doamnă frumoasă, o fostă prezentatoare și o bună bibliotecară. Iată, am auzit și poziția unui bibliotecar și vis-a-vis de carte, de împrumut la domiciliu, știm noi, care sunt toți indicatorii. Mulțumesc, doamne, cu o bună deștea. Mă bucur că a putut să se reconecteze și a venit cu o frumoasă, să zic, inserțiune, gânduri vis-a-vis de ghid și copiilor de la Donici, care frumos așa s-au succedat, așa aliniat conform acelor ceasornicului, Botnaru Matei, Coval, Evelina, Pâncu, Valeria, Știrca, Amelia, care au venit cu impresii, concluzii. Mulțumesc! Nu vreau să scap pe nimeni, că e foarte important. Și acum mergem mai departe. Biblioteca Transilvania, dacă sunteți pregătiți și ați reușit, mă bucur. Așa. Deci, sunt bucuroasă să vă prezint participanții noștri de la Biblioteca Transilvania. Sunt cititori fideli care cu mult drag au citit această carte minunată și ne vor prezenta, ne vor înscena un mic fragment din această carte. Le dăm cuvântul, vă rog. Așa, da, unde suntem noi? Transilvania. Mă numesc Vasile Maria, iar eu mă numesc Iordache Taisia. Noi astăzi vom prezenta cartea 1 scrisă de Ionela Hadârgă. Ambele suntem din clasa a 4H din școala Grigore Vieru numărul 83. Și nouă cel mai mult ne-a plăcut fragmentul De ce vor frați și surorile mai mici animăluțe. Pentru că nouă frați și surori mai mici, oamenii sunt construiți astfel încât au nevoie nu doar să fie îngrijiți și iubiți,
dar și să aibă grijă de cineva la rândul lor. Nadia are un pisoi mare pe care îl cheamă Cașcaval. Toată ziua Cașcaval este îmbrăcat, învelit și îngrijit. Este cel mai fericit pisoi din lume. Uneori când se întâlnește afară cu alte pisici, le povestește ce bunătăți a înfulecat, iar ele îl privesc cu invidie. De asemenea, Nadia are grijă să-i spele în fiecare zi farfurioara din care mănâncă Cașcaval. Nadia are o prietenă pe care o cheamă Emilia și și-a adus câinele în ospiție, Rex. Rex este scos în fiecare zi la plimbare. Îi arunc un băț, iar Rex mi-l aduce înapoi. Și așa de 45 de ori. Uneori sunt nevoită să-l scot pe Rex afară, pe frig sau pe ploaie. Dan visează la un cal și nu mai înțelege de ce nu-l poate ține la balcon. Până la urmă aș accepta măcar o bufnită sau o meduză, dar părinții nu vor să-mi permită. Este minunat să ai un animal de companie când și el este fericit. Dar sunt unii copii care își doresc foarte mult unul. Însă, nu tot timpul au grijă de el și uneori se plictisesc de sarcinile zilnice și îl lasă în grijă părinților. Așadar, dacă tu și familia ta doriți să adoptați un mic membru al familiei, ei trebuie să vă gândiți bine înainte de asta. Trebuie să vă gândiți bine înainte de asta și că va avea grijă de animăluț cel care reuși l-a dorit cel mai mult. Vă mulțumesc, doamna Ionela Hadir. Și eu vă mulțumesc, Bună ziua, mă numesc Dumitru Țurcanu și sunt din școala primară numărul 83, Grigore Vieru. Mie mi-a plăcut fragmentul din cartea UF, la cine mai trebuia încă un copil. Așa că am memorat-o și am vrut să vă spun. Foarte mulți copii își doresc un frate sau o soră, dar nu toți. Unii se străduie un an întreg să fie cât mai cumiți. Apoi îi scriu la Moș Crăciun să le aduc un frate sub braț. Alții își doresc neapărat o soră. Visează cum o vor îmbrăca în rochițe vaporoase. Iar peste o săptămână vor să o ducă înapoi la maternitate. Unii se nasc frate sau soră la pachet. Este foarte comodă această opțiune, pentru că ai cu cine vorbi în burta mamei. Deci, regulă nu există. Poți să vrei, o să nu vrei, dar bebelușii apar așa cum le bate lor și aduc cu ei o mulțime de schimbări a întregii familii. Mulțumesc! Dumitru, bravo! Mulțumesc! Deci, încă o dată să mulțumesc acestor minunați copii că ne-au prezentat cartea în așa un mod original. Și noi vă mulțumim cititorilor de la Biblioteca Transilvania și dacă nu mai este nimic pe chat, nu mai sunt doritori, atunci noi trecem la un alt punct din agenda noastră. Dacă este ceva... Cred că Academic Eminescu ar putea să se prezinte acum? Ar putea și frumos ar fi fost dacă vă înregistrați. Dar am fost implicați într-un workshop și copiii vor să se spună dacă nu vă dăuna implicați. Îi permiteți? Da, desigur. Da. Bună ziua și ne cerem scuze pentru această intervenție. Venim cu 5 copii, 4 sunt de la gimnaziul Nicolae Haralampi Costin, este Mihaela Bețco, Nicoleta Odatiuc, Daniela Pădureț, Carolina Ciochin, care vor să se expună și să vorbească. Hai, Mihaela! Mă numesc Bețco Mihaela, sunt din gimnaziul Nicolae Haralampi Costin și... mi-a plăcut foarte mult această carte UF, scrisă de Ionela Hădârcă, deoarece am găsit răspunsuri la întrebările care mă frământau. Și mi-a plăcut foarte mult că
sunt niște povești și este o rețetă pentru o pizza, tacinghite. Este foarte interesant și mi-era ușor să citesc, interesant. Am aflat de ce frații și sorile trebuie să se, să se înțeleagă cu frații și sorile mai mici. Și... Mă numesc Odătuc Nicoleta și învăț în gimnaziul Nicolae Haralan pe Costin. Sunt în clasa 4-a. Cel mai tare mi-a plăcut fragmentul ce să fac dacă fratele sau sora mea nu sunt așa cum mi-am dorit. În acest fragment se vorbește despre o întâlnire de descântare dacă fratele tău nu doarme noaptea. Mi-a plăcut o ultima povestire. Ultima, mulțumesc celor trei vrăjitori. Mi-a plăcut de ce se tem bebelușii, ce să fac cu bățul, ce să fac cu bunicii. Cam atât mi-a plăcut mie. Mulțumesc frumos! Mă numesc Pădurez Daniela, am 9 ani și învăț în gimnaziu Nicolae Harlan Costin în clasa 4. Mi-a plăcut textul în care de ce vor frații și surorile mai mici să aibă animaluțe. În acest text mi-a plăcut doar ce se povestește de ce cei mici doresc să aibă animaluțe de companie. Cam atât. Acum aș vrea să vă prezint pe Nicoleta Crețu. Nicoleta Crețu, de fapt, este domnișoara, domnița, este cititoarea noastră fidelă, cea care este, practic, mascota paginii de Facebook, la capitolul Lectura pentru copii. Pe pagina de Facebook a Centrului Academic Eminescu este și cartea Nicoletei. Acolo unde Nicoleta Crețu vine cu recenzii de lectură pentru copii. Și prima care a venit cu recenzia la această carte, cartea UF, a fost Nicoleta. Și mai ultima surpriză care ne-a oferit-o a fost și cartea și UHU. Haideți acum să-i oferim cuvântul Nicoletei Crețu. Bună ziua, eu mă numesc Nicoleta Crețu, am 10 ani și învăț în clasa 5-a în gimnaziul Galata. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea UHU și cu toate că Ionela Hadârcă zicea că după ce noi venim pe pământ sau creștem, nu ne mai amintim cum ne-am distrat acolo în cer sau ce am făcut, însă ea parcă își amintește tot, parcă nu este matur, dar este și ea un copil care a scris această carte să ne comunice nouă ce fac bebelușii. Și a fost o carte foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut cel mai mult capitolul. La ce servesc minciunile? Pentru că toți ne învață să nu mințim. Pentru că toți spun că nu e frumos să minți, însă minciunile totuși ne trebuie. Pentru că însăși fantezia pe care mulți o iubesc, este formată din aceste minciuni care noi le urăm. Iar și cartea UHUT, la fel, este o carte interesantă. Și dacă nu, UF, se vorbea despre gineconvețuire cu frații și surorile. Aici, în UHUT, se vorbește mai mult despre părinții tăi, despre întreaga familie, despre cum se comportă bufnițele și cum se comportă oamenii. A fost și ea o carte la fel de interesantă. Nu pot să aleg care carte mi-a plăcut mai mult pentru că ambele sunt extrem de interesante și cartea UHU și cartea UF și mi-au plăcut foarte mult și vă recomand să le citiți. Cartea UHU eu o am de la Ionela Hadârcă, mi-a trimis-o prin poștă, dar cartea UF nici măcar nu o am, dar am împrumutat-o și am citit-o trei ori. Mulțumesc mult! A fost o surpriză pentru noi atunci când cititoarea noastră fidelă, venind la bibliotecă, ne zice, doamna bibliotecare, dar dumneavoastră aveți cartea UHU la bibliotecă. Zic, Nicoleta, știi, un pic mai târziu probabil va ajunge și pe la noi. Dar știți, uitați-vă ce surpriză plăcută am eu. Eu am chiar de la doamna chiar de la doamna Ionela, am primit-o prin poștă.
Cam asta este. Sunt niște cărți foarte solicitate și foarte îndrăgite de către cititorii, nu numai cred că din sectorul botanic, probabil din toată Republica, pentru că a fost chiar extra solicitată. Vă mulțumim foarte mult și ne cerem scuze pentru îndrăzneala cu care am intervenit. Mulțumim și noi pentru lui academic Eminescu, cititorilor de acolo și ați văzut, fetelor, nimeni nu vrea să rămână în anonimat. Ce făceau toți, se prezentau. Iar voi, de atâta timp, cooperăm, facem spectacole, evoluați, trebuie să vă prezentați. Așa în teatru, rapid să spuneți o frază vis-a-vis de carte sau pentru doamnă scriitoare, hai că voi aveți potențial creativ. Și nimeni nu se teme, îl dezinfectăm și mergem. Bună ziua, mă numesc Nicina Adriana, sunt elevă în clasa 8-a C la Liceul Teoretic Dante Alighieri și am 14 ani. Această carte m-a învățat foarte multe despre relația frate-soră sau soră și soră, mai ales că am o soră mai mică alături de mine, care mă văd în fiecare zi. Această carte mi-a arătat perspectiva ei, cât și perspectiva bunicilor, a părinților și recomand tuturor fraților și surorilor. Mulțumim mult! Bună ziua, încă o dată mă numesc Micina Alexandra și vreau să vă spun că această carte m-a ajutat să trec mai departe de dificultățile prin care am trecut cu sora mea mai mare. Și de asemenea, atunci când există o neînțelegere între noi, nu foarte des, dar cartea pe mine m-a făcut să trec de 3 ori mai ușor decât în momentele dinainte, înainte să citesc această carte. Deci îi mulțumesc foarte mult autoarei Ionela Hadârcă pentru această carte foarte interesantă și de ajutor tuturor fraților și surorilor. Și mai spun că voi ați pictat aici desenul de aici, de pe coperta improvizată de noi, tu și Adriana. Pasez microfonul mai departe. Bună ziua! Pe mine mă cheamă Andreea Brabie. Mi-a plăcut foarte mult cartea UF. Și ai acasă și un frățior, te va ajuta? Am și o soră și un frate. Bravo! Și crezi că ți va fi de folos? Foarte de folos. Foarte de folos. Și aici în sală este și mămica. Și, da. Și va fi și ei de folos, să zicem așa. Foarte. Mulțumesc, Daniela. Dar mie mi-a plăcut foarte mult poezia ta, Cerochiță. Mulțumesc! Da. Mulțumesc! Așa. Eu vă mulțumesc tare mult, fetițele, foarte bine, exercițiu de creativitate și acum o rog pe doamna scriitoare Ionela Hadârcă, autoarea acestui volum. UF! Doar o clip, Liliana, mai este o fetiță cu mânuță ridicat pe ecran, Carmen. Vrei să te expuși tu în fața cărții? Bine, care fetiță, de la ce filială? Se va prezenta singur, eu văd că se numește Carmen. Bine. Carmen, deschide microfonul. Ștefan cel Mare, cu cititoarea sa. Bună ziua, mă numesc Carmen Sorocovici și sunt de la centru Ștefan cel Mare. Draga noastră autoare Ionela Hadârcă, vă scriu cu drag din lumea bebelușilor și țin să vă mulțumesc pentru această carte amuzantă, dar înțeleaptă. Vă mulțumim pentru spiritul de observație, pentru sensibilitatea și delicatețea cu care ați descris universul minunat al bebelușilor. Am rămas impresionată de simțul umorului rafinat cu care ne-ați prezentat părinților și fraților mai mari. Sunt sigură că de acum încolo, cei care au citit din cartea UF vor fi chiar bucuroși de mofturile noastre, pentru că vor ști cum să facă față situațiilor mai complicate. Ei vor deveni chiar mai înțelepți. Pe lângă faptul că sărim toată ziua pe nori pufoși, construim pazele din steluțe, nouă ne place și lectura. Ne place să citim din creațiile scriitorilor autohtoni și a celor străini și vă îndemnăm și pe voi, copii.
Dragă Ionela, noi rămânem fani fideli a acestui ghid și vă urăm sănătate dumneavoastră și întregii familii. Vă urăm inspirație pentru creații noi, vă urăm să păstrați curajul, originalitatea și inocența cu care ne-ați cucerit inimile. Cu profund respect și admirație, colectivul bebelușilor, de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte, Elena Alistar, clasa 4A. Mulțumesc, colectivul bebelușilor, foarte plăcut! Doamna Ionela, a fost... Doamna Ionela, da, suntem de la Biblioteca Ștefan cel Mare. Mulțumesc, a fost Biblioteca Ștefan cel Mare și rectific ei s-au înregistrat. Iată, așteptam să confirme și pe chat. A fost o scrisoare interesantă și cu așa denumire, colectivul bebelușilor, să zic așa, creativ, cu multă fantezie. Și acum, vorba adulților, haideți, știi, Tamara, ce spune? Vă rugăm, doamna Ionela Hadârcă, aveți cuvântul. Eu sunt copleșit, absolut copleșită de tot ce am auzit. Pentru mine este foarte plăcut să aud atâtea vorbe frumoase, dar este și mai plăcut să văd atâtea copii cărora le place să citească. Este o calitate extraordinară și să o păstrați, pentru că păstrând, iubind cărțile, veți avea întotdeauna o lume în care să vă refugiați de toate neplăcerile vieții. Eu vreau să mulțumesc și bibliotecarilor pentru că această calitate este menținută de implicarea lor și de dragostea lor. Faceți un lucru enorm. Este o generație nouă și total diferită de noi. Eu văd copiii ăștia dezghețați și îndrăzniți și independenți și sunt atât bucuroasă. Și îmi dau seama că ne așteaptă alte timpuri, sper eu. Cartea pe care am discutat-o, ea a fost scrisă cu multă dragoste pentru copiii mei, Florin și Dan, care acum sunt la școală și care nu se ceartă niciodată. Voi credeți în asta? Nu. Nu, corect. Desigur că ei se ciondănesc regulat, însă se iubesc foarte mult. Și asta este cel mai important. O fetiță de la filiala Transilvania, dacă nu greșesc, a dat un răspuns foarte frumos astăzi când la întrebarea ce trebuie să faci când fratele sau sora ta îți pomenesc într-o situație grea. Ea a spus să-l cuprinzi și să-l săruți. Mi-a plăcut foarte mult. De asta avem noi toți nevoie. Să ne iubim unii pe alții, să fim mai calzi unii cu alții, să ne susținem mai mult. Pentru că noi trăim într-un timp foarte frumos. Este un timp de pace, este un timp îndestulat. Noi avem tot de ce avem nevoie. Noi ne avem unii pe alții în primul rând și ar trebui să prețuim. Ăsta este de fapt mesajul cărții mele, mesajul de bază a cărții mele. Toate momentele astea care le-am descris în carte și care le avem astăzi, familia, frații ăștia enervanți, părinții care ne cicălesc, bunei care poate ne neacă în alintăturile lor, certurile cu colegii la școală, învățătorii care cer uneori poate prea mult de la noi. Toate astea sunt părțile acestei minuni pe lume viața și noi trebuie să fim recunoscători și conștienți în fiecare zi de lucrurile astea. Eu vă mulțumesc încă o dată, eu sper că și a doua carte, Uhu, care a fost pomenită, vă va plăcea la fel de mult. Ea a fost scrisă din perspectiva acestui cetățean care trăiește la noi acasă de vreo 7 ani și care este jucăria preferată a lui Dan. El merge peste tot cu noi, în toate călătoriile și Dan doarme cu ea. Și eu m-am gândit într-o zi, oricum ne vede el pe noi. Eu vă asigur că o să aveți multe lucruri de discutat cu părinții, vreau să o citiți împreună și această carte să o citiți cu părinții și să vedem cum comentează ei lucrurile pe care le-am inclus eu acolo. Pentru mine a fost o ocazie să scriu, să mă privesc și eu dintr-o parte și scriu despre lucrurile la care aș mai vrea să lucrez, lucrurile care consider eu că le fac bine. Deci este o altă perspectivă a familiei.
Eu sper să ne vedem, să ne revedem cu ocazii la fel de frumoase și sper să vă găsesc sănătoși la fel de veseli. Vă cuprind cu drag din Polonia, în care copiii nu plâng și nu fac mofturi. Vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru tot. Mulțumiri speciale Bibliotecii Municipale HDU și programului Chișinău Citește, cu ajutorul căruia această carte a ajuns în casele voastre. 18 ediții este un număr impresionant și este un lucru enorm, de fapt. Cu ajutorul vostru, cartea ajunge în casele și în sufletele oamenilor și asta este un lucru minunat. Eu vă doresc la mai mult și la mai mare. Sper să prind și a 100 ediții. Ionela, Carmen, fetița care a vorbit ultima, deci m-a făcut să fac așa eu o concluzie cu referință la tine. Zic că lângă toate talentele pe care Dumnezeu cu drag ți le-a dat și lângă toate calificativele pe care tu ți le-ai adunat în jurul tău, fiind cea care ești, Carmen, astăzi ți-a mai adăugat unul. Ea te-a numit mesagera bebelușilor. Cred că trebuie să ai grijă. Eu sunt onorată. Asta e o mare responsabilitate. Așa că pentru noi vei rămâne pentru totdeauna cei care te-am cunoscut, mesagera bebelușilor. Să fii sănătoasă. Doamna Adrică, noi vă mulțumim mult. O să-mi permit să zic și eu cum ziceau copiii. Ionela, îți mulțumim tare mult pentru carte, pentru întreținerea, discuția de aproape o oră și ceva. Și acum o să rog pe doamna director adjunct, Elena Butucel, dumneiei coordonează programele de lectură și servicii, să ne zică ceva vis-a-vis de acest program, să vină cu scrisoare de mulțumire și nu știu, și cu alte surprize. Doamna Butucel, vă rugăm. Bună ziua, stimată asistență, public iubitor de carte. Mă simt onorată să vă salut astăzi și în special pe doamna Ionela Hadârcă, pentru că așa s-a întâmplat în perioada când a fost prezentă la întâlnirile noastre aici la Chișinău, am fost lipsă eu și nu am avut o întâlnire fizică, să zic așa, dar online ne-am mai întâlnit așa. Mă bucur că această ediție, iată, ușor-ușor ajunge la sfârșit, ediția 18, dar este una deja matură. S-au perendat mulți scriitori și chiar au fost studiați profund cu analize, cu însceneri, cu desene în baza lucrărilor și iată că în această lucrare a ajuns și această carte UF, ghid de conviețuire pentru frați și surorile mai mici. Din câte cele prezente astăzi, dar și întâlnirile anterioare, s-a văzut interesul sporit a copiilor pentru această carte care are un text scurt, dar foarte profund, care le-au dat niște învățături de viață, le-au dat subiecte de discuții în familii, ceea ce s-au și exprimat astăzi. Nu știu, eu știam că sunt mai multe desene în baza acestor cărți, dar n-am prea văzut prezente astăzi. Dacă le putem să le adunăm și când treceți la Chișinău ca să le aveți ca amintire, așa, pentru dumneavoastră. Mare drag. Cititorii de astăzi au fost extraordinari, foarte inspirați, degajați, la care vreau să le mulțumesc pentru implicarea lor și susținerea acestui program și Chișinăul Citește, că pentru ei îl avem și celelalte categorii de vârstă venim cu alte cărți, dar iată că ne-au convins încă o dată că a fost o carte bine selectată la această ediție. Ați fost extraordinari, bravo copii! Mai vroiam să adaug că la parcursul acestor ani, bibliotecarii noștri au reușit să promoveze această carte în 417 activități de promovare. Este un număr bun, au fost lecturi online, prezentări de carte, ori de lectură, câteva întâlniri am avut și online și prezență fizică cu autorul și a fost împrumutată cartea de 714 ori. A fost Wow. Un dar s-ar fi putut să fie mai mult, de mai multă lume citiți, pentru că cartea, de fapt, a fost lecturată în familie. Și cred că numărul este mult mai mare. Wow. Cartea a fost dată prin grădinițe, unde sigur că au citit grupi întregi de copii.
Cred că am avut un număr destul de mare în acest an, lecturând această carte. A fost o carte reușită, mă mai repet o dată. Mulțumim scriitoare pentru așa o lucrare potrivită, care a fost tocmai venit la țanc la acest program. Și noi am avut ocazia ca să facem cunoștință și cu un alt fel de carte, un alt fel de lecturi pentru copii, deși pentru început ne puneam întrebarea oare cum va merge, cum vom conversa cu copiii în baza acestei cărți, dar s-au găsit multe modalități unde au fost implicați copiii. Mi-a plăcut foarte mult parcursul anului că la fel bibliotecarii au inițiat lecturile online din această carte. Eu cred că asta a avut un impact major asupra comunității. Vreau să mulțumesc bibliotecarilor care s-au implicat cu dăruire în acest program, cu multă inspirație și deci își dau seama că un program, o carte care este pusă la temelia acestui program anual, să zic așa, este important să audă întreaga comunitate și cât mai mulți cititori, părinți, cititori, așa, comunitatea să audă. Această carte ne-a oferit posibilitatea să ne cunoaștem, să discutăm, să ne vedem, să ne relaxăm, de ce nu? Și mulțumesc tuturor pentru implicare și participare la această conferință. De asemenea, vreau să mulțumesc Liliane Juc, directoarea Bibliotecii Târgoviște, care organizează aceste întâlniri, organizează aceste conferințe, să zic așa, și mai alt genuri de activități cu mare dragoste. Deci ea se simte onorată atunci când trebuie să modereze un eveniment. Să știi că îți merge foarte bine, avem toată încrederea în tine, îți iese minunat. Îți mulțumim foarte mult și bineînțeles și echipei care Liliana realizează niște activități frumoase datorită și echipei care are o echipă foarte bună, profesionistă. Vă mulțumim foarte mult. Și vreau să mai zic că Biblioteca Municipală vine și cu o scrisoare de mulțumire. Am vrut să fac share, dar nu se face. O scrisoare de mulțumire către autor, care veți primi-o prin poșta electronică, ca să o aveți ca amintire de acest program, dar nu știu din ce cauză nu se... Am încercat să o pun. Deci, în semn de recunoștință pentru interesul de și contribuția la educarea tinerei generații, în spiritul valorilor lecturii și deosebită implicare în promovarea cărții pentru copii în cadrul programului de lectură Chișinău citește ediția a 18-2021. Ne exprimăm gratitudine pentru prietenie cu biblioteca, în speranța la noi colaborări fructuoase, semnată de directorul general. Mulțumesc mult! Vă mulțumim încă o dată și vă zicem mult succes în continuare! Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumim tare mult și cred eu că activitatea noastră de astăzi, conferința de totalizare în baza cărții Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici, autor Ionela Hadârcă, a fost o reușită. Am îndrăznit și chiar am reușit să ne spunem gânduri, impresii. Iată, doamna Buțucel zicea vis-a-vis de desene și Biblioteca Maramureș ne-a expediat un set întreg de desene și îl putem face share acum pe ecran. Între timp, eu pot să zic că și alte filiale și filiala Târgoviște a îndrăznit să sub diferite aplicații, nu doar lectură cu vocea, bine, noi n-am făcut cu vocea, noi am făcut în Canva, în Story Jumper, bine, creăm astfel și conținut digital, dar facem și atractivă lectura. Dacă mai sunt cineva, că n-aș vrea nimeni să rămână, nu poți, da? N-am izbutit nici noi să facem share. Desenele vor fi publicate pe blogul filialei Maramureș. Doamna Hargeschi, vă mulțumesc pentru prezență, pentru diriguire, pentru solidaritatea care o aveți cu noi și să zic să avem cuvântul de încheiere sau e pe aici?
Pavel, deja am ajuns la final, când ne putem spune și virtual să ne îmbrățișăm și cu cei de acasă, dar și cu cei care vin la bibliotecă și iată și cu cei care ne aduc cărți bune. În acest sens, având în vedere, îmbrățișându-o și pe Ionela. Vă spunem o după amiază frumoasă și vă mai așteptăm pentru că urmează și alte cărți la fel de bune. Pa, 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 mulțumesc mult! Pe curând! Pe curând până la o nouă revedere! Mulțumim tuturor! Pa! La revedere!